Anatoli Chibais, fost viceprim ministru al Rusiei și fost consilier special Vladimir Putin, care a părăsit Rusia într-o stare neclară în martie, la scurt timp după ce Kremlin a fost declanșat în Ucraina, dintr-o dată va fi bolnav și va ajunge la sfârșitul săptămânii trecute la resuscitare, iar adversarii ruși nu au exclus posibilitatea ca acesta să fi fost otrăvit, pentru că știa multe secrete despre liderii ruși. Cu toate acestea, presa rusă afirmă că Anatoli Chibais ar suferi de o boală autoimună rară. Unele dintre oprunturile rusești, cum ar fi Mark Feigin, cred că oficialul oficial ar fi putut fi instalația la putere, cu mai bine de două decenii în urmă implicat, a raportat agenția de știri din Ucraina, care a fost preluată de Agerpres. Fostul agent KGB din Rusia, Vladimir Putin, are o istorie bogată în eliminarea adversarilor. Principala metodă folosită în ultimii ani este otrăvirea, începând cu Alexander Litvinenko în 2006, unde folosește poloniul și recent cu Sergei Skripal și Alexei Navalny II, în caz din Novichok folosit. Vladimir Putin și Anatoli Chibais în 2008, când fostul viceprim-ministru a fost director al RAUES, principala companie de energie electrică din figura Rusiei Profimedia. Clădirea în care locuiește Chibais este verificată de persoanele cu costume pentru protecția chimică. Anunțarea pacienților de la Chibais la Clinica Europeană a fost făcută pentru prima dată de celebrul prezentator TV Xenia Sobchak, care este în prezent în străinătate. El a spus că fostul oficial rus a fost diagnosticat cu sindromul Guillain-Barré. De asemenea, de la el, presa rusă a aflat că clădirea în care Anatoli Chibais a fost rănită brusc verificată de specialiști în costume de protecție chimică. Cu toate acestea, Xenia Sobchak nu a dezvăluit țara în care foștii membri ai Consiliului de Administrație și fostul director al Rosnano Corporation în acest moment, dar mai multe site, uri web din Italia au scris că Anatoli Chibais a fost în vacanță în Costa Smaleda în Sardinia de Nord, iar în prezent starea este destul de gravă. Conform unor informații, el va fi internat la clinica Spitalului Olia. De fapt, la sfârșitul lunii aprilie, agentul oficial al presei rusești TASS a raportat că Chibais se va stabili în Italia, Toscana sau Sardinia, unde va avea o proprietate imobiliară. Anatoli Chibais, dincolo.